Vă salut, Alexandre Isar. Azi vreau să vă prezint noua mea achiziție pentru drumuri lungi, pentru informații trafic, pentru toate cele care sunt utile. Am achiziționat o stație, un Albrecht AE6110. A venit la pachet cu o antenă PNI ML160. Are o înălțime de 145 de cm din baza tălpii magnetice până în spicul antenei. Pe mașină pare că e o antenă de aceea de la bumper cars, zici că e o mașinuță teleghidată. Mi-am dorit întotdeauna să găsesc o modalitate ca atunci când montez o stație pe mașină să nu afectez vreun cheddar sau vreun cauciuc care vine din fabrică și nu este prevăzut pentru a trasa un cablu pe lângă el. Scuzați că e mașina murdară, dar a fost vremea urâtă zilele astea și n-am avut timp să o spăl. Ce vreau să vă arăt e zona pe unde am tras cablu. Vedeți? Stai acolo. Am venit cu cablu pe aici, am băgat pe la stop și scos prin interiorul portbagajului. Interior, stația am montat-o în partea de dreapta jos. Partea de dreapta jos a bordului. I-am găsit loc microfonului, aveam două găuri când am cumpărat mașina, am găsit loc microfonului pe consola centrală lângă frâna de mână. Are un notch. Se bagă simplu aici și stă fix. Iar în cazul în care microfonul se utilizează, poate să stea liniștit pe suportul de la fostul telefon mobil din car kit. Alimentarea stației se face prin conductorul roșu-negru aflat în spatele stației. L-am tras pe sub consolă și l-am scos tot pe sub consolă, băgat în brichetă. Are și LED de stare, adică starea. Haideți să pornim stația. Da, mă, hai, dă-i că nu te văd, dă-i, dă-i că trebuie să ne ajungem, trebuie să ajung repede, eu nu știu pe unde te duci. Păcate aici că am cam 5500 tara. Da, mi-a smut luat tătarul la noi acolo, eu știu unde dracu ne mai trimite când va pula ele cu ei. Hai, da, mulțumesc frumos, mulțumesc. Un limbaj tare colorat al colegilor de pe stație. Ca idee să vă faceți o impresie despre cât bate pachetul ăsta ca și lungime. Noi acum ne aflăm la Năvodari, la far. Să zic, sunt la vreo 500 de metri de far, fiind un obiectiv protejat militar și mulți pescari prin zona aia. Nu? Ar numai puțin. Delfin. Sunt delfini? Delfini. Super! Acolo ăla e delfin, după pește, filmați delfin. Hai că-i filmez acum, mulțumesc! Da, 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 da. A fost un pas pe aici, dar să dați de vorba. Ieri... Ce negru mare, așa este. Da, 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 da. Ieri am fost... Da, l-am văzut. Ieri am fost la Hotel Park și am intrat în apă, la 5 metri de mine era delfinul, dar n-am avut camera asta să filmez, să o bag sub apă, că asta pot să o bag și sub apă. Au fost aici, aproape, trebuie să mai afară, nu e mai unul, când afară e mai mult. Sunt bancuri de pește și sunt tot. Da, da. Mulțumim! Ați prins ceva azi? Ceva guviz. Guviz, numai de mici. Să aveți o zi bună! Zi bună, la revedere!
Da, da. Revenind la raza de bătaie a stației, v-am spus, acum sunt la farul de la Năvodari, da? Și cum se vede pe telefon, față de locația actuală, am auzit până la Lumina, am auzit de fapt un coleg care era la Lumina, tot în județul Constanța. În linie dreaptă cred că ar fi distanța mai mică, dar pe traseu setat de pe GPS ar fi o distanță de 14 km. Ieri seara când am montat antena și cu stația, am auzit un coleg de pe centura de la Ovidiu, fiind la începutul stațiunii Mamaia, am plasat eu. Deci, ca idee, în oraș, când toate betoanele sunt în jur, are o acoperire destul de bună. Pachetul n-a fost scump, a fost la un preț rezonabil. Și acum facem o mică vânătoare de delfini, am văzut unul, da. Dă-mi față, dă-mi față. Dă un coace. Da, uite aici camera. Dă-mi față, că nu, el înaintează. Dă-mi în față, mult în față să umplim. Ținem pasul cu el, fie. Dacă ținem în direcția... Hai, te iezi afară. Hai, te sau. Unde e păsărica aia? Nu, nu știu ce aia, păsărica.
O să ridic ai tu, ia elișiță. Uite-i. Mai în față. Coloată mai în față. Nu vede niciun coac. Cată, trebuie noi și am zis că poate vine la mare. Dreapta unde vin și țara. Thank you.